Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați castraveți bulgărești în oțet, o rețetă foarte gustoasă și ușor de făcut, pentru care vom avea nevoie de castraveți, frunze de țelină, vom folosi bețe de mărare uscate, oțet de 9 grade, apă, foi de dafin, usturoi, boabe de enibahar, rondele de hrean, boabe de muștar, boabe de piper, rondele de morcov și rondele de ceapă, zahăr și sare neiodată pentru murături. Mă voi apuca să pun în borcane castraveții noștri bulgărești. Nu v-am specificat cantitățile exacte pentru această rețetă, pentru că veți vedea în cele ce urmează că vom face proporțiile direct într-un borcan de 720 de grame. Rețeta și cantitățile sunt pentru 720 de grame. Iar acum mă voi apuca să pun castraveții. La baza borcanului voi pune mai întâi mărar uscat. Peste mărar voi pune rondele de ceapă. O să mai pun câteva. Apoi voi pune câteva bucățele de usturoi, câteva rondele de hrean. Voi pune două foi de dafin, o lingură de boabe de muștar, o linguriță boabe de piper, câteva boabe de enibahar, câteva rondele de morcov și apoi voi începe să aranjez castraveți. Voi pune castraveți în poziție verticală și voi aranja. Voi mai pune un castravete. Am umplut borcanul și am îndesat foarte bine. Acum voi pune o lingură cu zahăr. Și o linguriță cu sare grunjoasă. Apoi voi pune oțet. Punem oțet până deasupra acestor striații ale borcanului. Sau două degete pentru borcanele care nu au aceste striații. Apoi voi mai pune câteva rondele de morcov. Deasupra voi pune câteva frunze de țelină. Și la final voi completa cu apă. Și voi înfileta foarte bine capacul. Am umplut primul borcan și în felul acesta le voi umple pe toate. Am terminat de umplut toate borcanele. Din cele 3 kg de castraveți pe care le-am avut, am umplut 8 borcane de 720 de grame. Apoi, am pregătit două crătiți, la baza cărora am pus prosoape de bucătărie, prosoape de cârpă. Apoi am pus borcanele și am umplut crătițile cu apă până sub nivelul capacelor. Voi lăsa castraveții noștri să fiarbă timp de o oră din momentul în care apa a dat în clocot. Apoi voi opri focul și voi lăsa să se răcească în crătiți. Dragii mei, este o nouă zi. Am lăsat castraveții să se răcească peste noapte în crătiță. Acum ei s-au răcit și sunt gata pentru a fi puși în cămară. I-am și gustat. Sunt dulce acrișor, crocanți și foarte, foarte gustoși. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Bun respectă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalul meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!